esto se desarrolló con casi 20. Llegamos en el grado de Moisés y sus hijos, son siete. Y a ver. Pode buscar aí, por favor, se você quiser. Vou. Care 48 îl scrie ca fiind
16 la 3, 16 deci 4 la 3 egal din 3. Și 4 la 3 egal cu BD. Egal cu BD. Egal cu 4 la 3 egal din 3. Ok, am aflat. Și acum, unde se ducea ca să aflăm? Globă, da, cu jumătate, și atunci dacă vrei vreo B, da? Da, o vei doi care îi trebuie, și acum O, B, este egal cu 3 de pe 2, este egal cu 2 radical din 3. Și acum, într-un unghiul, ziceți, într-un unghiul globă, avem, dar zic tu, Miruna. Într-un unghiul globă avem B, la 2, sau cu B, la 2. Dar nu zicem ce avem? Nu. Nu? Avem O, B, egal cu 2, egal din 3, V, B, 6. 6 și asta avem. Am demonstrat că e înălțime, da? Da, mă. Păi trebuie să zicem că e dreptunghic, că e nou doar profesor. Îmi scriem toate astea. Într-un unghiul V, B, dreptunghic, avem. Da, avem măsura. Îmi demonstrat că e V, B, O, B. E făcut, da. Da, mai multe de grave. Avem O, B, 2, egal din 3. V, B, câte? 6. Și O, B, 2, egal din 3. Și atunci, că VO este înălțime. Corect. Pentru că aveam, practic, ipotenuzile tuturor triunghiurilor VOC, VOB, VOA și VOD, ipotenuzile anunțate că sunt egale, cadetele astea VO, OA, OB și OC egale din faptul că suntem într-un dreptunghi și le obligă pe cele 4, ne obligă, de fapt, să gândim în triunghiul respectiv și apare de o perpendicular pe două drepturi concurente. Deci, în, mai înainte, triunghiul era isoscel, nu? Și am arătat că e înălțime și am mers problema. Acum știm că e înălțime și am arătat egalitatea. Deci, în pătrat și în dreptunghi, OA, OB, OC sunt egale. Și autorul vedeți, două probleme se pot forma. Poți să le dea VA, VB, VC egale da. Și atunci VO înălțime. Sau poți să ne dea VA, VB, VC, VD egale. Pentru voi sunt explicații, nu pentru da. Mine și pentru domnul profesor. Dar v-ați câștept eu, dar v-am mai explicat aici. Da. Eu nu știu. Păi, de ce tu vrei neapărat să-l supui la un astfel de test? Da. Da. De ce îți propui să stresezi cu problema asta? Da. E gentleman, un timp mai întâlnit. Da, da. Da, e așa. Mai avem o problemă? Da. Hai să facem pe vedere. Sau să facem nu, facem astăzi. Facem astăzi? Da. Vrei tu de aia? Da, da. Bine, bine. Măi, iar la aglomerații de copii pe aici. E aglomerații? Da, da, da. Hai să vedem. Problema 10 de la pagina 138. 138. Se consideră pătratul ABCD. A, B, C, D. Pătrat. AB egal cu 4 cm. A, B egal cu 4 cm. În punctul A se ridică perpendicular la AM pe latul pătrat. AM perpendiculară pe ABCD. Da.
Vedeți cum zice, punctul A se ridică pe prefectura. Se ridică. Se știe că A e egal cu 4 cm. A e egal cu 4 cm. Aflați, A mic. Calculați A ce? Calculați A ce e egal cu 5. Justificați către unde M, A, C, este dreptunghi. Justificați. Lungul M, A, C, este dreptunghi. A, C, dreptunghi. Ce? Calculație în ce? Calculație în ce? Da, pe era. Ce? Calculați. Calculație în ce? Și de? Ce? De? Verificați dacă triunghiul M, B, C este dreptunghi. M, B, C. B, C. M, B, C este dreptunghi. Facem pătrarea de loc. Facem un pătrat. Dar îți face o dată ca un pătrat de loc. Am un rom, mai degrabă. Un rom, exact așa. Căutăm să fie toate laturile egale. Da. De aceea zicem un rom. Și asta se vede, nu? Asta nu se vede. Și nici asta. Diagonalele se înjumătățesc într-un rom. Ele sunt și într-un pătrat, nu se vede. Un pătrat. Ele sunt și perpendiculare. Sunt perpendiculare, sunt egal, și perpendiculare, toate pătrate egale, de 90 grade. Și A, B, C, D. Iar EMA, e perpendiculare pătrate. EMA, perpendiculare pătrate, și atunci avem M de, M și M și M de. Se vede. Da? Deci M de se vede. Și asta se vede, nu? Da, da, da. În exterior. Se calcula B este de 4 cm. A, M e perpendiculare pe ABCD. Și tot de 4. AM, deci tot de 4, dar ai dat în problemă. Și ni se ține calculația C. Se calculă pe A, A, C. Cum crezi că o calculez pe AC? Când triunghiul AB, că știi că AB e de 4, B, că tot de 4 e pătrat, teorema lui Pitagora. În AB, că e în AB. Dar în AB, că ce știi toate? În AB, că. Știm cât e AB? Cât e? 4. Tu nu știi 4. Îți spune probleme? Da. Da. AB, da. Bun. Și B, că e de 4. Și tu trebuie să afli pe AC. 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 Da. E o diagonală cu pătrat. Corect. 4 radical de 2. AC, deodată, e dau cu 4 radical de 2 ca să mai trebuie în timpul. Asta e de ce. Da, și am terminat. Acum. Nu să zicați că triunghiul e mare. Ce e dreptunghic? Da. E ma ce e dreptunghic? În A. Sigur că. Păi dacă e mai perpendiculară pe tot, eu nici când e M ce? E M ce? Dar n-am calculat tot pe M ce. Dar ce cum am putut pe M ce? Deci A ce am calculat? Că ce scriu acolo? La A ce am ajuns? Cum? A ce? Știi pe AB e 4, pe C e 4, e pătrată. Știi dacă la pătratului? A, bine, bine. Păi, bine, dai, și cum e mai perpendicular pe plan, e perpendicular pe orice dreaptă din plan. Corect, atunci pe ace. Da. Asta e din 90 grade. 90. Așa a răsut și acum pe dreptul din ace. E mai voi și adentro? Păi încerc, dar trebuia să fac de sine. Nu, nu ți-va. Așa. Și... Să-și înregistrează și povestea. Nu-i chiar plăcut. Așa, cu PMC. Deci, M, ce trebuie să aflăm? În triunghiul M, A, C, A, D, și A. Avem M, A de 4, A, ce nu știm? O știm de A, ce? Triunghiul dreptunghic în A. A, teorema lui Pitagora.
Deci MC, pur și simplu MC, a fi egal cu radicalii. Radical din toată, din 16. Plus asta la pătrat. Ok, 4, 16, 16 pe rândă, 3, 3. 3, 2 și face 4 din. 48. 4 radical din 3. 4 radical din 3, deci am aflat-o. 4 radical din 3. Așa, verificat dacă trebuie M, B, C este dreptunghiul. M, B, C. B și C. M, B, C. Dacă e dreptunghic. Păi am trebuit să oferăm B, M, B. Să oferăm la mărime de M, B. Exact. M, C am aflat-o. Exact. Pe ABC o știu. Pe BC o știu. Și vedem dacă verifică pe tabără. Da. Deci, încă o dată. Știu pe IMP? Nu știu, poate. Așa că IMP este egal cu MB, 4 radical de 2, că vine e dreptul nici aici, nu? 4 radical de 2. Pe IMP. IMC o știu. IMC, da. Pe BC o știu. BC este 4, ok, pe sinemul da, 4. Da. Deci aici MC la 2 și 4 radical de 2. Teorema lui Heron? Teorema lui Tatăna. Încerc să fii dacă mă întreb eu, deci dacă merg, mă întreb eu. Adică MC la 2 să fie la M de MB la 2 plus BC la 2. Adică să fie unde dreptunghiul? În care? În... MB ce să fie ipotenuză? MC să fie ipotenuză, MC ipotenuză. MC, tu spui că este ipotenuză. Deci unde B să fie? Dar MC cât e 4 radical de 3. Da, și cea mai mare. Și fie cea mai mare. Aia să fie ipotenuză. Deci te întreb dacă MC pătrat egal cu MB pătrat plus BC pătrat. Și este adevărat, da? Adevărat? Da, deci măsura de pe... Atunci, ai văzut că sunt... Trebuie respectiv este dreptul, nici terminat. Trebuie un mult plus. Dreptul. Da. Ne oprim aici, da? Gata, terminat? Da. Așa și repede. Ce să da. Facem sinteză? Da, să facem sinteză. Să știu aici, da? Da, vedeți că aveți scris acolo, dreapte de curicular, cu plan, și stăm la un plan, nu mă rețineam că era mine. Asta a fost lucrurile esențiale. Și ce am mai folosit noi pe parcurs? Deci și înălțimea scris, că s-a șters, o profesor. Plan. Da, înălțimea piramidei. Da, și pe aceea am făcut pătratul, dreptunghi. Piramidă, da. Median. Deci am făcut pătratul. Da, pătratul. Median. Median. Pitagora. Teorema lui Pitagora. Așa. Deci pătrat în mediană de la Pitagora. Trebuie istos cer. Da, trebuie istos cer. Deci era general. Istos cer. E de la fiera. Așa mai da. Cam asta se lucrurile. Hai, la revedere, vă mulțumim că sunt profanași, vă dărim o seară, vă mulțumim doar pe cedare. Nu uitați să așa să fie, da. Mai bine.